Comisia pentru situații excepționale a intervenit cu noi măsuri privind stimularea exportului de produse agricole perisabile, potrivit dispoziției aprobate în cadrul ședinței ASCE prezidată de prim-ministra Natalia Gavriliță, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, în comun cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, urmează să elaboreze și să aprobe o procedură de realizare a exportului prin coridoare verzi instituite la punctele de trecere a frontierei de stat. Totodată va fi interzis importul de produse alimentare în cazul în care a rămas mai puțin de o jumătate din termenul de expirare stabilit de producător. Pentru produsele cu termenul de valabilitate de la 90 de zile până la 18 luni, interdicția de import se va aplica la atingerea cotei de o treime din perioada de valabilitate a produsului. O altă prevedere a dispoziției se referă la includerea copiilor refugiaților Ucraineni, aflați pe teritoriul Republicii Moldova, în programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Cheltuielile suportate de instituțiile medicale vor fi acoperite de către UNICEF. În baza acordului de parteneriat încheiat în acest scop cu CNAM. La fel, prin decizie CSE a fost prelungit până la 30 iunie 2022 termenul de plata drepturilor de import de către Societatea Pecțiuni Moldova Gas al gazelor naturale transportate prin conducte pe parcursul lunii aprilie 2022.